Un parametru important pentru elaborarea și funcționarea voinței este obstacolul sau dificultatea. Totdeauna să știți că voința se structurează și determinată sau raportată la nivelul de obstacol. Sunt oameni care sunt dispuși să meargă până într-un punct. După care, când obstacolul devine mai mare, voința lor poate să se estompeze, să scadă. Pentru că, neexistând suficiente resurse, se dă înapoi. De asemenea, aș vrea să realizați faptul că între voință ca proces psihomental care se bazează pe stabilirea unui scop și pe angrenarea unor resurse orientate deliberat prin acțiune spre a ajunge acolo, mentalul are un rol foarte important pentru că în el se produc permanent anumite procese care pot să susțină voința sau pot să inhibe voința. Unul dintre aceste procese mentale îl constituie imaginația. În conflictul dintre voință și imaginație va câștiga aproape întotdeauna imaginația. Deci imaginația adeseori poate inhiba anumite acte de voință. Alteori, imaginația poate stimula actul de voință. Felul în care orientăm imaginația, gândirea pozitivă, sugestia și autosugestia pot să ofere suport pentru integrarea actului volitiv. Pentru atingerea scopului propus. Să vă dau un simplu exemplu. Dacă am merge pe o cale ferată și l-am mai dat de câteva ori, ați vedea că, deși este greu să ne păstrăm echilibru, am merge pe linia dreaptă cât de cât ne-am învățat și am ajunge, după un timp de antrenament, ca să mergem și noi 10 metri fără să cădem. Poate v-ați jucat vreodată mergând pe calea ferată. Acum, dacă dumneavoastră sau vi s-ar ridica calea ferată la înălțimea de 2 metri, deși știți că ați putea merge 10 metri pentru că v-ați antrenat, dacă procesul imaginativ intervine pentru că s-au schimbat condițiile și se structurează din imaginație ideea că ați putea cădea și v-ați putea răni de la 2 metri, atunci apare un proces de inhibare a actului volitiv. Și o să stați să cumpăniți. Chiar dacă știți că ați mers în echilibru pe calea ferată, acum imaginația intervine și dați înapoi. Marea majoritate. De ce? Pentru că apare o inhibiție a actului volitiv. Mintea vă spune dacă o să cad de la înălțime. Bun, am mers, dar acum s-a schimbat condiția. Suntem la 2 metri. Nu mai sunt dispus să risc. Înainte nu riscam nimic. Cel mult să mă dezechilibrez. Acum la 2 metri pot să-mi spar capul. Și iată că imaginația vă dă înapoi. Deci, atunci când vă spuneam că trebuie să reglăm mereu activitatea minții, conținutul minții, pentru a susține actul volitiv, mă refeream și la toate aceste mecanisme care pot să ducă la inhibarea prin imaginație și fantezie a actului volitiv. Deși, vedeți, voința implică un act psihomental susținut și prin acțiune, da? Vedem că mentalul sau mintea ne poate juca festă. Iată de ce este importantă creșterea ființei pe toate aceste planuri, pe toate planurile ființei noastre.
Pentru că uneori buturuga mică răstoarnă ca rupa. Ne dorim niște lucruri, reacționăm, credem că avem resurse, dar ceva care nu a fost luat în considerare, un punct vulnerabil, o slăbiciune, apare și suntem dezechilibrați, suntem trași într-o parte, deviați.